V-am regăsit, dragii mei, la o nouă ediție a podcastului O nouă săptămână și așa cum v-am promis în fiecare joi, vă dau întâlnire aici și aduc în fața voastră oameni noi pe care dumneavoastră să îi cunoașteți. În această ediție aduc în fața voastră aici un tânăr din județul Gorj care a cunoscut succesul încă din adolescență. O să vedeți că are o poveste de viață impresionantă, un om care a reușit să facă lucruri și, mai presus de toate, a ales să rămână aici, în acest județ, să nu caute, eu știu, succesul în altă parte și să investească aici timp, energie, dar și bani, evident. Mai mult decât atât, a făcut și pasul către politică. Vrea să se implice activ și vrea să fie pe lângă antreprenoriat și în slujba voastră a cetățenilor. O să-l cunoașteți și am putea spune că este poate cel mai tânăr, este cel mai de succes tânăr din județul Gorj, O să vedeți pe parcursul acestui podcast de ce spun asta. Așadar, în această ediție alături de mine este Sergiu Mihail Olaru, un tânăr, așa cum spuneam, de succes și o să-i cunoașteți povestea. Bine ai venit, Mihai sau Sergiu? Uh, Mihai mi se spune de obicei cred că Sergiu un uh, general aveam colegii care care mi spuneau așa Bine, v am găsit și mulțumesc pentru invitație. Aș vrea să începem, Mihai, pentru că spuneam, ai cunoscut succesul încă din adolescență. Ai fost un adolescent activ care ai vrut să faci performanță și ai luptat pentru asta. Și mă uitam în trecutul tău și vedem că la 16 ani ai pus bazele primei rețele de internet sub coordonarea celor doi parteneri pe care îi aveai atunci. Povestește-ne tu cum a fost și cum la 16. 16 ani. pentru că știm foarte bine, tinerii din ziua de azi, poate la 16 ani, au cu totul și cu totul alte preocupări și nu se gândesc, eu știu, cum să pună pe picioare un business. Da, într-adevăr, la 16 ani am început să lucrez în parteneriat cu doi prieteni foarte buni, pe care i-am cunoscut ca antreprenori, ei deschiseseră un club de internet acolo, în, în cartierul unde am copilărit. Și a venit ca o idee, și dintr-o nevoie: că vroiam să, să pot să comunic mai ușor cu sora mea, care atunci era, era plecată și uh, era destul de scumpă telefonia. Și, în plus, uh, Pot să spun că vin din, provin dintr-o familie modestă. Adică, situația noastră financiară nu a fost una extraordinară, a fost una normală, ne desurcam, și a venit o idee atunci. Păi, hai să-mi trag din clubul vostru de internet, să mă conectez să trag un fir de internet direct, direct acasă. Asta am și făcut după care împreună la discuție am zis, mă, dar dacă am face chestia asta pentru, pentru, mai mulți? Și atunci au început, au început, să vină tot felul de idei. Piața era deschisă, în momentul respectiv nu era nici RDS-ul care a fost printre primii pe piață. Și am început dezvoltarea unei rețele de, de, cartier. În momentul respectiv eu eram în liceu, adică era, a fost mai mult, a început ca un hobby, apoi a început să capete sens totul. Dar aveam de gând să-mi deschid un business. Ideea de acolo de acolo a pornit. Numai că nu aveam voie până la 18 ani. Adică Așa am fost asta. exact, exact. Și s-a dezvoltat, lucrurile au mers foarte bine, colaborarea a fost una extraordinară. În primul rând eram prieteni și eu mă ocupam de tot ce ținea de, de rețeaua de internet. La 18 ani am vorbit cu cei doi parteneri parteneri în, în, business și ne-am spus că idealul meu în viață nu e să lucrez tot timpul pentru altcineva. Eu practic atunci nu investisem nimic, venisem fiecare, veniseră ei cu o sumă foarte mică de bani și am tot reinvestit și a crescut afacerea. Și mă, idealul meu în viață nu e să lucrez neapărat pentru altcineva și o să mă retrag, aduceți-mi pe cineva să predau totul. Și atunci au zis, bă, dacă, tu știi mai bine tot ce e aici, dacă tu te retragi, atunci noi nu mai nu suntem interesați. Eu, da, funcționam. nu mai suntem interesați să, să rămânem și o să încercăm să vinem. Și atunci a venit ideea, ok, hai să vedem. Hai să exact, dacă, dacă, asta e, dacă asta e parcurs, hai să vedem ce se poate face. Și au, au încolțit ideea asta de a prelua eu totul. Uh, ce pot să spun că uh, acest prim business s-a construit pe baza încrederii pe care au investit-o părinții în, în mine. În Te-au sprijinit? M-au sprijinit la ce mod? În prima instanță am zis ok, fac, fac un credit. Am fost la bancă, am intrat eu, aveam 18 ani proaspăt împliniți și am zis ok, vreau un împrumut. s a uitat directorul de la bancă la mine, păi pentru ce? Păi știți că am niște fire întinse, abonați la internet, pe și fizic ce ai? Păi, fizic? abonați la internet. Bă, nu, nu merge așa. Nu se poate. Trebuie ceva garanție. Și de ce zic că am construit pe baza încrederii pe care părinții au investit-o? No? Pentru că atunci am discutat și au avut încredere în mine să facă un credit în jur de 20.000 de euro, punând gaj apartament, chiar apartamentul în care, în care, În fizic. care locuiam. A fost, am discutat înainte și mi-a spus, vezi, aveam o casă undeva în apropiere la drăguție și au spus, da, și eu că nu sunt chiar atât de atrasă să mă mut în, în, zona rurală, și au dacă nu reușești să achizi ratele acest creditul. Noi nu ne permitem. O să pierdem apartamentul și o să ne mutăm o să ne mutăm la țară. Da, și au, avut, au făcut uh, lucrul acesta, a fost uh, un pas foarte important și fără de care fără încrederea lor cu siguranță lucrurile fi putut, ar fi stat ar fi stat Da. Și de acolo uh, au, am intrat într o linie, într -o linie dreaptă cu businessul, au urmat mai multe reinventări și diversificări de-a lungul timpului. Peripeții, a venit RDS-ul, au fost uh, lupte așa mai mai aprige la modul că ne tăiau cablurile de internet, se duceau și Erați făceau. Erați practic competiția și vorbim da. de o firmă mare care avea poate și altă susținere. Altă... Uh -huh. Da. Uh, urmăreau, mi-aduc aminte că mergeau pe scări și urmăreau cablurile de la, de la cutiile noastre la ce clienții se duceau băteau la ușă la și le făceau ofertă un an gratuit dacă se mută la ei Increase. Deci, la, la nivelul acesta dar uh, lucrurile au decurs, uh, au decurs bine în sensul că mi-am dat seama că trebuie să vând era și trendul uh, în momentul respectiv de a se extinde atât Perdesul, cât și Rom Telecomul și mai, multe, mai mulți jucători apăruseră în exigenul, apăruseră pe piață. Deja tot mai multă lume solicita astfel de da, servicii. Da, era, și... era un, o solicitare în creștere a, a și am început să dau telefoane să, găsesc, să încerc să găsesc variante. Mi-am dat seama că eram mult prea mic pentru a putea duce lupta respectivă, cel puțin nu singur. Și am ales varianta unei vânzări. Și uh, cred că în decurs de când am luat decizia în decurs de o jumătate de an aproximativ am reușit să, să ne strângem toate rețelele din, din județ chiar, că unisem între timp cu fibro optică și cu o rețea din Sadu și cu una din Cărbunești. și am vândut uh, toți la pachet, era un interes mult mai mare fiind uh, mult mai, mult mai mulți, vorba de mai mulți abonați și uh, am făcut un exit frumos în momentul respectiv și am vândut către un operator mare reinventându-ne ulterior în mai multe direcții prima fază cu service și consultanță în domeniul IT. De acolo a pornit linia de IT. Nu ți-a părut rău când ai fost cumva nevoit să vinzi afacerea pentru care te strădui să-i atât de mult să o pui pe, pe, picioare? Nu ți-a părut cumva rău că, iată, cumva obligat de, de împrejurări să renunți la ea? Um... Oarecare păr... Cred că e mult spus părere de rău. Uh, a fost o parte din viața mea, uh, o perioadă care m-a învățat foarte multe lucruri și o perioadă în care uh, clienții uh, cu care interacționam uh, au, văzut, uh, au văzut în mine potențial și m-a ajutat să am încredere să continui și să, să văd dincolo de, de un pas în business. Tot timpul aveam un feedback foarte bun, fiind interac și interacționând cu, cu foarte mulți oameni din diverse domenii și discutând cu ei și văzând modul în care se raportează la serviciile pe care le prestam în mod natural. Adică nu pot să spun atunci în liceu că aveam... Uh, aveam ceva cunoștințe avansate de marketing, de management sau de orice altceva, efectiv încercam să, să ofer respect și să, să ofer niște servicii bune. Și primind feedback-ul și ascultând, interacționând cu atât de mulți oameni. Am avut foarte, foarte, foarte mult de învățat și pot spune că în momentul acela când mă duceam în casă, am uh, abonamentul la internet sau poate le mai reparam calculatoarele și stăteam de vorbă cu ei, câte puțin din experiența fiecăruia, fiecare client a lăsat-o mine și m-a ajutat să... Să mă dezvolt uh, atât pe plan personal cât și pe plan profesional. Nu ai abandonat acest uh, domeniu al antreprenoriatului, ci ai pus uh, bazele unei uh, noi afaceri după ce ai uh, vândut-o pe, pe aceasta. Da, uh, într-adevăr a fost un moment de trezire. După ce am, uh, în momentul în care aveam rețeaua uh, de internet, erau venituri lunare fixe care creșteau de la lună la lună odată cu numărul, Numărebați. de abonați, ceea ce era foarte bine. Când am făcut exitul, automat toate veniturile au dispărut și ne a fost o perioadă de reinventare. Am fost, cred că, primii de pe piață care am, care am introdus conceptul de abonament lunar pentru servici și consultanță IT. Adică nu, se, nu ne mai duceam și taxam o sumă fixă la intervenție. Oamenii știau că au o firmă de încredere la care apelează absolut tot timpul și pentru consultanță și pentru achiziții de echipamente IT, dar și pentru a afla și a fi actualizați cu soluțiile software și din IT noi din piață, și era un abonament lunar. Am convertit, practic, am înlocuit veniturile lunare din abonamentele la internet cu veniturile lunare din abonamentele de servicii și consultanță IT. Și de acolo, în paralel cu asta, chiar am avut o colaborare foarte bună cu cei de la Rom Telecom. Am continuat un an aproximativ să lucrez, nu ca angajat, ca și colaborator cu ei, să pun bazele de noi rețele de internet în toată țara. Și atunci am stat două luni în Cluj-Napoca, o lună am stat în Năvodari, am stat în Turda o lună, în Bistrița două luni, în Alba Iulia trei luni și tot la fel. Și am, din nou a urmat o, o, perioadă în care am învățat foarte multe și m-am acomodat cu, am înțeles mai bine cum funcționează economia și în firme mai mari și cum gândesc ei și extinderea și, și tot. După care am revenit în paralel, era încă firma uh, Întârrujim, aveam începusem să, să fac angajări, avem pe cineva de încredere care se ocupa aici. După care am încheiat colaborarea și am continuat cu dezvoltarea serviciilor IT, plus extinderea și pe, pe alte domenii. Și pe alte domenii. Deci, eu știu, sunt foarte mulți tineri care vor să facă bani. Deci, practic, tu le spui că să facă bani trebuie să muncești și să faci și sacrificii, iată, să, să pleci, să stai da. poate ore, nu totul se face atât de simplu, eu știu, îți dorești și peste noapte dorința ție îndeplinită sau, eu știu, te întâlnești cu cineva și te pune șef într-o companie sau și îți dă un salariu, eu știu, foarte mare. Um, deci nu e tot atât de simplu. Cred că se, secretul sau uh, ingredientul care, care m-a ajutat pe mine a fost să nu fac uh, lucrurile ca, având ca scop principal bani să câștig bani. Am urmărit să fac lucruri care îmi plac, care mă pasionează. Și rezultatele uh, nu au fost un scop, au fost o consecință a lucrurilor pe care le-am făcut. Care Cu au venit? Drag, care drag, tot drag, au, venit drag. au venit de la sine. Da, uh, da, în mod natural. Ai uh, intrat uh, ulterior uh, și uh, pe turism, pe domeniul acesta al turismului. ai construit uh, o pensiune și uh, am citit că este unică în România, dacă, dacă nu greșesc. De ce este? Care este unicitatea acestei afaceri pe care tu ai dezvoltat-o la Baia de Fier? Ca să încep cu scopul de ce am vrut să diversific, au fost două, să zic, care au mers mână în mână, dar totuși paralel. Am urmărit prieteni de succes care luau foarte degajat decizii foarte bune legate de orice business, și de investiții, și de, și de extindere, și de diversificare. Eu, în momentul respectiv, nu aveam o maturitate emoțională foarte, foarte, bună și aveam, aveam frici, normal. Și nu, stăteam și mă uitam cum luau decizii foarte corecte, de impact pozitiv în businessul lor și totuși cu o lejeritate foarte mare. Și nu înțelegeam, mă uitam și analizam și încercam să înțeleg, măi, dar cum reușesc să facă eu când iau o decizie să fac o investiție mare sau să cheltuiesc o sumă mare de bani care ar putea să mă tragă foarte mult în, înapoi? Am emoții foarte mari, ei de ce nu au? Și făcând analiza asta pe persoane de succes, mi-am dat seama că uh, ei nu aveau uh, bază într-un singur, într singur business, într-un singur domeniu, într-o singură nișă, care dacă pica, însemna poate faliment, poate un regres de câțiva ani în business sau... Am văzut că aveau mai multe și aveau uh, un fel de plasă de siguranță în alte domenii. Dacă venea criza într-un domeniu, se focusau pe alt business. Dacă nu mergea bine sau aveau probleme, că avem cum sunt acum cu forța de muncă. Uh, investeau mai mult și compensau pe alt domeniu. Și mi-am dat seama că asta e baza și legeritatea și deciziile bune uh, pe care le, le ia acele persoane sunt datorită acestor factori. Și atunci am zis ok, e clar, trebuie să, să diversific. Da. Uh, în același timp mama mea urma să iese la pensie și eu țin foarte mult țin foarte mult la familie uh, și am încercat tot timpul să îi țin aproape, poate e unul din motivele pentru care am și rămas inclusiv să fac studiile aici nu am plecat în orașe precum București sau uh, Timișoara, Cluj, orașe mult mai dezvoltate care ar fi oferit mai multe oportunități. Uh, am zis că businessul, diversificarea către businessul de turism poate să fie un mod plăcut pentru mama mea de a ieși la pensie și de a-și petrece timpul la pensie, care totuși să o țină conectată la, la tot ce înseamnă oameni, la tot ce înseamnă lucrurile care se întâmplă în lume și asta fără un efort foarte mare. Pentru că oamenii vin către uh, turism, nu trebuie să pleci și să depui eforturi foarte mari în, în sensul acesta. Și în același timp, satisfăceam două nevoi și două lucruri pe care, pe care vroiam să le, să le acopăr. Odată să aibă, mama mea, o activitate plăcută de, de făcut după ce iese la pensie și, al doilea rând, diversificarea de care am vorbit mai devreme. Și așa a luat uh, naștere uh, conacul olarilor uh, de la Baia de Fier. Uh, conacul olarilor, înainte de conacul olarilor, a fost prima lecție învățată. Am uh, construit o pensiune mai micuță, uh, unde investiția de curs cu foarte, foarte, foarte mari peripeții. A fost lecția pe care a trebuit să o învăț, să pot să construiesc așa cum trebuie a doua pensiune, respectiv conacul lor. Prima pensiune se numește Casa de Supiatru. Am depus un uh, proiect pe fonduri europene. Cred că era al doilea. Uh, încercasem pe Startup Nation și... Încercasem pe Startup Nation și, o, cer scuze... Nu este niciun, uh, niciun fel de problemă. Dacă vrei, poți să-și răspuns. Să nu, no, nu, no, nu, no, este o alarmă. Să apelul. apelul. <laughs> da, uh, primul, uh, primul proiect pe care îl depusesem nu a fost Startup Nation, a fost SRLD-urile, care nu s-a aprobat. A fost un pas. Uh, Ulterior s-au deschis proiecte pentru pensiuni și am depus în momentul respectiv pentru prima pensiune dar și pentru parte aveam o pasiune pentru publicitate, producția publicitară. Am zis, ok, depun un proiect pentru pensiune, depun un proiect pentru producție publicitară, poate se aprobă unul din ele, fără să... Din două, poate. Fără să plec cu o speranță foarte, foarte mare, dar lucrurile ca la examen. Prima condiție e să participi, apoi... Lucrurile... Da, lucrurile... Merg e rău. condiția necesară. Și eu îmi imaginam atunci că s-a aprobat proiectul, s-a, aprobat, aprobat și, cel de tipografie și ambele. cel de... Da, ambele, spre surprinderea mea, adică am intrat în forță, să zic, pe diversificare imediată. Și spre, eu îmi imaginam, cum știam eu că prestez serviciile, clientul semnează un contract, plătește un preț, eu ofer serviciile conform contractului. Așa am crezut că funcționează și cu construcția pensiunii. Am, am, dus, am scos uh, achiziția respectivă, au venit uh, antreprenori care puteau să o construiască și am zis, ok, cât costă? Atât. Le-am virat bani în cont și am, mă chemat când e gata. Asta a fost... Uh, așa ai crezut că funcționează. Așa am crezut că funcționează. Lucrurile nu au fost așa. Spre finalul investiției, numai peripeții, s-a dublat bugetul ca să pot să duc investiția la capăt. După ce am dus investiția, uh, să îndeplinesc toate criteriile din proiect, Rămas și cu un credit, cred atunci tot la fel, peste 40.000 de euro din ce mi-aduc aminte. Lucrurile nu erau cum mi le imaginam și nici cum mi le doream. Cred că a fost prima dată când am simțit că mă doare inima. Efectiv, cred că trei luni după ce am terminat investiția, nu m-am dus acolo până am reușit să mai strâng bani, să o aduc la un nivel, la un nivel care să, să îmi placă mie. Nu puteam să am pretenția ca cineva să plătească servicii într un loc unde mie nu -mi făcea efectiv plăcere, să fie o bucurie să fiu acolo. Niciodată nu am putut să gândesc lucrurile doar din punct de vedere financiar. Deși poate artăla pentru alții ar fi fost suficient, atât din cât serviciile respective nu mă reprezentau pe mine, nu am putut să fac lucrul acesta. Am muncit, am mai făcut un credit, am adus totul la standardul de calitate pe care mi l-am dorit și am început atunci cu prima pensiune business la a doua pensiune am am vrut să fie respectiv conacolarilor, să fie ceva reprezentativ și pe lângă scopul de a se amortiza și de a fi business și a produce bani, am vrut să arăt și că se, se poate face turism și altfel că se poate face un turism curat, în care să susținem uh, comunitățile locale, să susținem economia locală, uh, meșterii locali și oamenii valoroși pe care îi avem în zonă și în același timp să creăm, oare, să creăm o punte prin care să dăm tradițiile mai departe. Sunt lucruri unice cu care noi am crescut și poate ni se par normale, dar privind din exterior, uh, sunt un atu extraordinar de promovare turistică. Fiind obișnuiți cu ele, ni se par normale, dar nu. Uh, avem. Uh avem ceva deosebit de oferit care ca nu și se, Nu se reîntâlnesc în alte, da, alte, exact. zone, alte zone din țară. Cât de greu este să promovezi zona, să promovezi business-ul fără și, eu știu, cumva un sprijin din partea autorităților locale, cumva pare că avem un handicap în a promova foarte mult și slavă Domnului, zona noastră a Gorjului, cred că are foarte multe obiective care ar putea deveni zone de interes mult mai mare, dar cu o promovare, eu știu, poate mai agresivă, să, să spunem așa, și evident cu investiții pe măsură din partea autorităților, fie ele locale sau județene. Cât de greu ți-a fost ție în lipsa acestei promovări de care spuneam, să promovezi tu ace acest business și să afle lumea despre baia de fier, despre conacul olarilor, despre lucrurile care se petrec acolo, pentru că am văzut așa cum aminteai și tu despre acei meșteri, am văzut că foarte mult promovați acolo și tradiții poate multe dintre ele uitate sau necunoscute bă, chiar de bă, oamenii din zona de acolo. Cât de greu ți-a fost să faci lucrurile acestea și să faci cunoscută, așa cum spuneam, atât zona, pentru că evident tu promovezi și în zona prin acest business al tău, prin acel Conac. Dacă e să trag o linie în urma celor două investiții, cele două pensiuni, pot spune că după prima pensiune am căpătat experiența necesară și know-how-ul necesar să uh, pot să fac performanță și să pot să fac turism la un nivel mai mare. După, dacă trag în momentul de față o linie după investiția în conacul olarilor care este gândit efectiv să promoveze, să promoveze tradițiile, simbol, simbolurile locale și și să dea mai departe parte din, din cultura pe care o avem. Cred că cea mai mare realizare la cea de-a doua este, sunt oamenii care s-au strâns în jurul proiectului și oamenii cu care reușim să facem toate acele activități. Probabil pentru că. Suntem uh, atrași de uh, aceleași valori și de același respect pentru tradiție, și nu numai pentru, pentru meșteri și pentru uh, tot ce ține de cultura noastră tradițională. S-au uh, adunat oameni în jurul proiectului și au venit într-un într mod foarte natural, uh, au aderat la idee. Deci, efectiv, au aderat și am început în mod inconștient și fără să ne dăm seama să construim și să promovăm uh, lucrurile autentice și lucrurile în care credem uh, cot la cot în aceeași direcție. Nu a fost ceva neapărat premeditat. Efectiv, s-au strâns oamenii potriviți în jurul uh, proiectului. Oamenii potriviți la locul potrivit. Da. Uh, cum a fost, eu știu, uh, relația cu uh, instituțiile statului? Uh, cum ai reușit, dacă ți s-a părut greu, să accesezi uh, fondurile europene? despre care vorbeai, în tot, pe tot parcursul tău mă refer acum, pentru că știm foarte bine că sunt mulți oameni care și-ar dori, dar nici măcar nu știu de unde să înceapă, ce ar trebui să facă pentru a bă, încerca să acceseze un proiect pe fonduri europene. Ție cât de greu ți-a fost și relația cu statul, dacă ai simțit sprijin, dacă ai simțit la un moment dat, eu știu că poate, domne, mi se pun piedici, nu știu, instituția asta nu vrea să mă ajute deloc să-mi să duc la îndeplinire obiectivul meu. Uh, au fost foarte multe peripeții, trebuie să recunosc asta. Într-adevăr, birocrația este una foarte, foarte mare, un alt lucru pe care trebuie să îl recunosc și. Sper că o să se schimbe lucrurile. Și foarte mulți antreprenori la început sau m-au întrebat, păi ok, dar cum ai făcut? Îmi se pare că atâtea acte. Uh, da, este greu, e solicitant. Uh, la fel, secretul sunt oamenii cu care colaborezi, trebuie să ții un consultant foarte bun și să nu-ți pară rău să-l plătești, vrei să nu ai bătăi de cap, trebuie să iei oamenii, să lucrezi cu cei mai buni și să îi plătești așa cum merită, altfel nu se poate. Dar întrebarea pe care o pun e următoarea, ok, poți depune un proiect, nu spune nimeni că e ușor, este destul de dificil să accesezi. Birocrația este una foarte mare. Pentru banii pe care îi primești și pe care îi cheltuiești, să dai justificări peste justificări, rapoarte de monitorizare, să iei acte de la absolut toate instituțiile statului care să uh, le depui la acel proiect. Dar întrebarea e următoarea. Ca să produci banii respectivi și să ai un start în antreprenoriat cu o capitalizare imediată, uh, câți ani din viața ar trebui să muncești? Dacă pui întrebarea așa, s-ar putea ca răspunsul să fie uh, direct da, merită. Pentru că stresul pe care îl ai și timpul pe care îl aloci să îndeplinești condițiile, și birocrația și aprobările, și tot ce, ce presupune un proiect, uh, cred eu și nu numai că este mai mic decât stresul pe care ar trebui și timpul pe care ar trebui să-l investești, să produci întâi banii respectiv, apoi să investești și să nu știi sigur dacă merge sau dacă nu merge. Dacă este faci o balanță, exact. dacă faci o balanță, răspunsul e da, Oricine trebuie să încerce, nu e ușor, nimeni nu spune că este ușor, dar cu perseverență, cu atenție și cu oamenii potriviți în jurul proiectelor, cu siguranță poate oricine să răzbată și să, să înceapă un business pe fonduri europene și de pun un proiect. Că tot oricum o să fie foarte multe oportunități. În gorj, prin fondul de tranziție justă, de care tot auzim că se, se tot vorbește. Se și... tot vorbește. Da. Uh, ai făcut și acest pas către politică? Nu ai rămas în uh, domeniul uh, privat, uh, ci, uh, cred că în 2020, dacă nu greșesc, 2019? Uh, da, am făcut pasul odată cu uh, candidatura unui prieten la Consiliul Județean. Uh, Mi-am dat seama că uh, este. Pentru prima dată când cred în cineva din uh, sfera politică, cineva nou intrat, că am intrat în același timp, care mi-a solicitat uh, acest lucru spunând, ok, avem ocazia acum să producem o schimbare și să venim cu experiența pe care am dobândit-o în mediul privat, nu făcusem nicio politică niciodată, deși fusese inv invitat în de nenumărate ori în toate uh, partidele politice, refuzasem frumos că nu am simțit, efectiv, până atunci nu am simțit că... că, că e momentul să fac acest pas. Nu că e momentul. Nu am crezut în uh, grupările politice respective, din momentul respectiv și nu, nu, credeam că poate să iese ceva bun din, uh, din pasul. Până acum, uh, nu cred că puteam să fiu un păcat cu mine ca un moment după foarte mulți ani în care eu cred cu adevărat că se poate face ceva, să zic nu și să nu pun umărul și să nu încerc să împing și să să împing mai departe lucrurile să meargă într o direcție cât mai cât mai bună pentru județ și pentru oportunitățile pe care ni le oferă județul o datorie morală, pot să spun oare, cum să fac pasul, să fac pasul în politică. Pentru ai luat, că ai luat greu această decizie, pentru că știm foarte bine, sunt foarte mulți oameni care provin din mediul privat și care, eu știu, să mai aibă și succes și zic, doamne, nu vreau să mă implic, eu știu, mă tem, poate voi avea de suferit pe partea cealaltă, cea de business și nu, și, deși poate sunt oameni care ar avea un cuvânt de spus, poate sunt oameni care ar putea să facă lucrurile să funcționeze, însă se tem să o facă. Pentru tine a fost o decizie grea sau ai avut cumva și tu uh, această teamă de, eu știu, cumva uh, să nu câștigi pe parte să pierzi pe, pe cealaltă? Uh, teamă tot timpul există. Teama e un instinct natural care are rolul să ne protejeze până la urmă. Uh, am făcut pasul. Uh, cu emoție, pentru că nu era neapărat uh, dorința mea să intru în politică, însă cu toată încrederea, pentru că era conjunctura de așa fel încât puteam să producem rezultate. Și partea de a produce rezultate și de a avea uh, impact în uh, societatea în care, în care trăim, uh, o realizasem de curând, pentru că analizând și modul în care am făcut business atâția ani, nu, după cum am spus și mai devreme, nu se învârtea în jurul profitului. Nu profitul și banii erau scopul principal. Și mi-am dat seama, la un moment dat, citind și o carte Dezvoltarea afacerilor sociale de Muhammad Yunus, mi-am dat seama că, de fapt, eu am făcut foarte. am investit foarte mult timp și bani și absolut și suflet în business-uri care. Vreau să aibă și un impact local, nu doar să producă profit. Și ce, mo ce mod mai bun de a încerca să ai impact decât de a. puteam să am, decât să îmi pun cunoștințele uh, la bătaie pentru dezvoltarea județului și a oportunităților pe care îi le ofer. Și atunci a venit uh, cu teamă. Dar, într-un mod foarte ferm și hotărât, știam că e un pas bun și o susținere bună pe care o pe care ofeream și că pot să aduc plus valoare în, în administrația publică. La scurt timp, după ce ai debutat în politică, a urmat și campania electorală, au fost, eu știu, ore pe care le-ai petrecut cu cetățenii prin toate localitățile. Cum ți s-a părut, eu știu, campania electorală, toată acea alergătură? Că știm foarte bine, e greu și pentru politicieni, e greu și pentru noi cei din presă acea perioadă, destul de, eu știu, în care totul este așa nebunie, dormi puțin, se fac calcule, strategii, discuții, negocieri, pe lângă campania, așa cum spuneam, iată, aceea mâncare, mergi prin localități și discuți cu cetățenii. Cum ți s-a părut atunci acea campanie electorală? Uh, am încercat totuși în campanie electorală să facem lucrurile diferit și să nu fie o campanie tipică, la fel cum văzusem, am avut ocazia să văd din partea cealaltă a baricadei, să zic, din partea de business, după cum spusese mai devreme, având și deja și activitatea de tipografie, interacționasem și văzusem cum decurg lucrurile pentru că serviciile noastre au fost solicitate de toate grupările politice, ani la rând în alte campanii anterioare când noi, deci nu eram eu nu aveam absolut nicio, aveam o relație de client-furnizor cu ei și am văzut cum merg lucrurile, nu m-au încântat niciodată, nu m am încântat niciodată modul în care decurg pentru că uh, nu vedeam autenticul și sinceritatea în tot ce printam, să zic așa. Dar acum am încercat să vedem lucrurile și să ne implicăm, să transmitem lucrurile în care credem cu adevărat. Asta a fost și planul, pentru care, planul pe care l-am propus pentru dezvoltarea județului. Lucrurile nu au decurs, după cum știți, așa cum ne-am dorit noi. Am rămas în cadrul Consiliului Județean și, indiferent în lucrurile, am un mandat în care trebuie să produc rezultate cât mai mari și să fac lucrurile să se întâmple așa cum mi-am propus la începutul anului. Cum este pentru tine această experiență de consilier județean? Înțeleg că ai și foarte multe proiecte pe care le-ai depus, și nu este o perioadă lungă de când ai intrat în Consiliul Județean, pentru că nu ai intrat chiar de atunci din, după alegerile din 2020, și ulterior după ce un coleg și-a dat demisia și evident fiind următorul pe listă ai fost validat în Consiliul Județean. Cum este această experiență pentru tine? Ce proiecte ai avut acolo? Și dacă te-ai zbătut greu să le pui în practică pe multe dintre ele, pentru că știm foarte bine, sunteți în minoritate, și tot timpul cei care bă, sunt la putere și au mai mulți consilieri județeni fac lucrurile mult mai ușor decât cealaltă parte, să spunem așa. Da, așa este. Ce pot spune e că mi-aș dori ca lucrurile să meargă mult mai ușor. Uh, și cred că efortul depus pentru a face un proiect uh, cu impact uh, poate să fie mult, mult, mult mai ușor. Uh, încă este foarte greu să răzbați, și datorită faptului că uh, suntem, uh, suntem consilieri mai puțin în, uh, în gruparea respectivă, dar uh, se pot face. A, a trebuit să trec peste uh, convingeri. Uh, nu se poate. Niciodată nu o să treacă pentru că nu avem voturi suficiente. Uh, nu are sens. Bă, sunt niște convingeri care. Pe a mine, de nu, mă, da, pe mine nu, mie nu mi se par motive. Uh, Considerând că suntem acolo pentru a face lucruri benefice pentru județ, nu cred că depunând un proiect sau venind cu o inițiativă care în mod clar, cert și transparent răspunde unor nevoi din județ. Cred că ar trebui, cred că putem să, să fim uniți de uh, rezultatul pe care ne-l dorim și lucrurile să meargă înainte. Am insistat, într-adevăr am muncit, uh, pentru am uh, avut un proiect care a trecut, uh, prin care am uh, cerut diversificarea domeniilor uh, pentru care se pot obține finanțări din cadrul Consiliului Județean. Până acum se depuneau proiecte doar pentru sport și cred că erau doar două proiecte, bugetul era mult mai redus. Am venit cu propunerea să se mărească bugetul, nu s mărit la suma pe care am solicitat-o, dar totuși a fost majorat și domeniile au fost uh, diversificate. Astfel încât s-au putut obține bani de la Consiliul Județean în urma proiectului aprobat cu uh, scântei, să zic așa. Au fost dezbateri foarte, foarte mari, însă a trecut și s-au depus uh, 13 proiecte la Consiliul Județean, din care au fost uh, declarate eligibile și finanțate 11 proiecte. Față de Două, trei. Din domenii diverse. De exemplu, cei de la Liceul Tudor Vladimirescu, cu Asociația Părinților, din câte mi-aduc aminte, au depus un proiect prin care au, 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 amenajat în curte un spațiu de socializare pentru elevi în pauză. Au făcut o achiziție de bancă cu, băn, cu masă, dar mai mult decât bunurile care au rămas în urmă, ce m-a uimit și mi-a plăcut foarte mult că s-au creat echipe și s-au făcut activități foarte multe. De exemplu, în vacanță au venit peste 30 de elevi și au avut activități de ecologizare. Au avut activități în care au plantat plante în parcul acela din curte, exact în jurul locurilor de socializare. După care au, au făcut concursuri de fotografie, concursuri de machete, cum văd ei orașul Târgu Jiu. Au fost niște activități extraordinare dincolo, dincolo de de lucrurile care au rămas, au rămas echipe, au rămas copii care știu să lucreze în echipă și au rămas copii care uimitor

În vacanță, la școală, profesorii pentru activitățile respective. mai ales că ne lipsește atât de mult această interacțiune, această socializare, eu știu, sau spații unde să ne petrecem uh, timpul liber, mai ales uh, mă refer aici la, la copii care. Și experiența lor, stăteam la conferința lor, pe care au organizat-o de încheiere și la care am fost invitat, au făcut-o exact sub formă de prezentare. Au avut doi prezentatori, au dat premii, au înmânat diplome și. Uh, Stăteam și mă uitam în cu care reprezentau și mândria cu care reprezentau lucrurile pe care le-au realizat, și îmi dau seama că eu, dacă aveam parte de activități de genul în, în liceu, în școală, mi era mult mai ușor, de exemplu, să fiu aici și să vorbesc cu dumneavoastră și mult mai degajat. Eu, când am intrat în partea asta de publică, după ce am zis, da, intrări în administrația publică și în politică, era mai ușor să îndrept o armă către mine decât o cameră de filmat, pe când ei, prin activitățile pe care le făceau, erau foarte, așa foarte obișnia. degajați. Da, erau deja obișnuiți, nu aveau absolut nicio emoție. A fost -a... greu să te obișnuiești cu lucrul acesta, să-ți asumi și partea asta de a apărea în fața oamenilor, să vorbești, așa cum spunea iată, în fața camerei de filmat da, Nu, trebuie să recunosc că nu a fost ușor. A fost destul de greu, însă, cu timpul și cu practica lucrurile au devenit mult mai, mult mai ușoare și nu, nu mai există chiar aceeași intensitate a emoțiilor cum, cum a fost -a la început. început. Da, asta era un proiect. Alt proiect pe care l-am văzut și care mi-a plăcut foarte mult și care s-a implementat a fost amenajarea unui traseu turistic în, în zona ultimii de sub munte, de care o să beneficieze de acum încolo, toți turiștii care aleg să petreacă timp și să-și facă vacanța la noi în zonă. Uh, alte proiecte au fost făcute în școli de plantare a, a unor pomi cu elevi, uh, ocazie cu care au înțeles uh, ei au înțeles cum funcționează lucrurile, au conștientizat anumite lucruri, se spunea ok, plantăm mărul acesta în curte și pe, până terminați voi școala și ajungeți să plecați de aici, o să mâncați mere din pomul respectiv. Cred că educația asta și conștientizarea lucrurilor cu bani foarte puțini se poate atinge și putem avea rezultate în timp, în timp foarte bune. Au mai fost competiții sportive care s-au organizat foarte, foarte multe proiecte frumoase și de impact. Unde te vezi în politică peste câțiva ani? Eu știu, poate te vezi candidat pentru vreo funcție anume în 2024? Urmează un an destul de greu, patru runde de alegeri. Te vezi, eu știu, pentru vreo funcție sau crezi că nu este momentul, e prea devreme? Cum privești lucrurile, cum mai vrea să le abordezi? Evident, se vor purta discuții și în cadrul formațiunii, nu contează neapărat ce își dorește, dar tu ce ți-ai dori așa în mod deosebit pe partea aceasta de, de politică? Uh, pe partea politică nu pot, încă se așează lucrurile și încă mă acomodez și învăț uh, uh, Învăț cum, cum se procedează, care sunt procedurile atât interne cât și în administrația publică. Cert este că nu pot spune acum, îmi doresc, am o țintă clară. O să fiu acolo unde pot să produc un impact și unde pot să pun cunoștințele pe care le-am le acumulat până acum. În uh, practică, astfel încât să provoc uh, un impact cât mai mare în, uh, în mediul înconjurător. A, dacă o să am oportunitatea de a fi într-un asemenea loc și a, uh, lucrurile pe care mi le doresc, se aliniază cu o funcție unde pot să aplic să le aplic, uh, o să fiu acolo. Nu voi da, da înapoi. da. Nu să ce provocări. Uh, pe plan personal, spunem mi cum ești. În primul rând aș începe să te întreb ce faci în timpul liber, ce hobby-uri ai, ce pasiuni, ce-ți place să... Și dacă ai timp liber. <laughs> uh, legat de timpul liber, e o întrebare pe care am primit-o foarte des și de la, și de la prietenii mei. Toți îmi zic, băi, ok, hai, muncești, dacă să și muncești timpul tău liber. Cred că mai degrabă e un stil de viață decât uh, de ceea, modul cum abordez lucrurile. E un stil de viață. Nu pot să zic că am un timp liber sau că simt nevoie, de la ora 5, la ora 9, gata, nu mai fac nimic. Am căutat tot timpul, inclusiv cu concediile, să le, să le îmbin cu munca, în ideea în care eu îmi iau energia din interacțiunile pe care le am cu oamenii. Dacă merg și mă întâlnesc cu antreprenori și beau o cafea și facem schimb de experiență, vorbim despre business, eu, eu nu simt că muncesc. Adică, de fapt, eu acolo sunt în timpul sunt oarecum și în timpul liber nu simt că depun un efort pierzi, să fac asta uh, pierzi timpul eu știu nu nu nu, nu. sau uh, la partea de uh, călătorie ok mai am și rare ori weekenduri sau perioade când plec special ok, mă duc să mă relaxez, dar nu foarte des, nici nu-mi aduc aminte când a fost ultima dată. Dar, în schimb, caut să extind businessul și în alte județe sau în alte orașe. Caut colaboratori, merg și mă întâlnesc cu antreprenori din alte orașe. Pentru mine, am investit timpul în interacțiunile cu oamenii, mă energizează și mă ajută să, să mă mențin clar cu, cu ce vreau să fac și nu simt nevoia neapărat activități, în general în zona de, de business sunt. Pe partea personală, nu sunt căsătorit că am văzut că a fost și am auzit și întrebarea asta aștept lucrurile, probabil o să vină la un moment dat, dar în momentul de față nu Dar iubești? Nu sunt acolo. Ești îndrăgostit? Ai vreo parteneră? Nu, în momentul de față nu am o parteneră nu cred că e ceva ce trebuie neapărat planificat. Când va veni se întâmple? momentul. Exact. Bun, ne-ai dezvăluit, iată, și aceste lucruri. Fetelor ați auzit, este tânăr, este frumos, de perspectivă și este singur. Urmează și un moment care mie îmi place foarte tare. Avem aici un bol cu întrebări. Urmează să extragi 3 bilețele. Mi le vei da mie, eu le voi citi și îți voi pune întrebările și tu vei okay. răspunde, evident. Okay. Nu okay. sunt grele. <laughs> Te rog să extragi 3 bilețele. Trei de acum? Trei, da. Unu. Două. Să vedem ce noroc ai și la aceste, la aceste, întrebări. Aici sunt două. Răspuns la toate sau punem unul înapoi? Cum facem? Rămâne la alegerea ta. Hai să răspund <laughs> la toate. Bun, începem cu primul bilețel, prima întrebare pe care ai extras-o. Numește o persoană pe care te-ai prefăcut că o placi, dar de fapt nu o suportai. Puh chestia cu prefăcutul nu prea stă în fire adică dacă ar fi să mă gândesc cum, cum funcționez la modul cum reacționez în preajma persoanelor care nu sunt neapărat de acord aleg de fiecare dată să fiu sincer și nu pot să mă prefac consider că adevărul dacă jignește nu e problema mea e Problema persoanei care îi spun adevărul. Și. Așa, prin urmare, mai bine nu... să fii, da, să prefer fii sinceritate sincer, da, decât. Da, da. Foarte, foarte bună. asta trezește de foarte multe ori, foarte multe antipatii, și m-am da, lovit corect. de chestia asta, dar. Cred că mai bine, e, cred da, că mai bine, da, așa, da. să procedezi. Apelează un cunoscut și foi o farsă. Ok. <laughs> da. da, o lăsăm mai la final această această provocare. Am, n-am avut o aventură de noapte. Ești norocos la întrebări, nu mai întrebări. <laughs> Am, n-am avut o aventură de noapte. Aventură de noapte. Acum e... Dacă te trebuie să, să mă gândesc ce înseamnă aventură de noapte. Toate, cred că multe lucruri încep și cu o aventură de noapte. O aventură de noapte poate să rămână o aventură de noapte sau să, trans, să se transforme în, într-o poveste de dragoste. A... Pot să spun că da, având în vedere că lucrurile încep la un moment dat și și cu și aventură, da, aventură da, de da. noapte. Și e cea de a, ultima întrebare, cum reacționezi când ești trist? Ok, o să mă gândesc acum cum reacționez când sunt trist. Și cred că mi aduc aminte de o... De un tipar, lucrurile pe care le făceam când eram mic și eram trist. E o poveste în spate. Uh, îmi aduc aminte uh, că nu reușeam să spun cuvintele chiar cum trebuie. Poate nu reușeam să spun râul cum trebuie, cum de multe ori se întâmplă. Când, uh, 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 când da, multor mic. copii. Atunci ce făceam? Vedeam reacțiile, analizam reacțiile din jur, analizam să văd exact de ce sunt reacțiile respective. Mă retrăgeam undeva în colțul meu, într-o cameră separat și repetam până reușeam să fiu în regulă cu lucrurile care nu erau în regulă. Și apoi reveneam cu rezultatul pro problema rezolvată și rezultatul. Și dacă e să fac o analogie. Cred că atunci când sunt trist sau când lucrurile nu merg cum trebuie, mă retrag, fac o analiză scurtă, muncesc pentru a repara lucrurile care nu funcționează și care m-au dus în starea de a fi trist și ies în față cu problema rezolvată și cu aceeași energie. Acum, să fiu trist, efectiv, cred că e o alegere dacă vrei să fii trist sau nu e modul în care te raportezi la, la ce se întâmplă o greșeală este greșeală doar dacă nu vezi din ea dacă nu este o învățătură așa că depinde cum privești depinde cum privești, cum da, cum privești lucrurile uh, îți mulțumesc tare mult că ai acceptat invitația mea la acest podcast și cu siguranță ne vom mai revedea pentru că mai sunt multe lucruri de dezvătut pe care poate nu le-am atins noi în această ediție Mulțumesc mult pentru invitație și cu mare dragoste să dau curs oricând și altor invitații pe care o să, o să le faceți. Îți mulțumesc tare mult, vă mulțumesc și vouă că ne-ați urmărit din nou și această ediție și poate ați avut, iată, lucruri de învățat, aveți de învățat, depinde, ați auzit cum priviți lucrurile. Cred că asta contează cel mai mult în viață și să fii perseverent pentru că, iată, poți cunoaște succesul dacă nu dai înapoi și chiar dacă te împiedici, important este să te ridici și să mergi mai departe. Vă mulțumesc! că tare mult, așa cum spuneam și uh, vă dau uh, întâlnire joia viitoare ca de obicei, așa cum o fac în fiecare săptămână. <fie>